Începând cu data de 1 aprilie, Spitalul Raion Alcahu a început să primească flux de pacienți cu profil COVID. Deci, în această perioadă, noi am răspuns la un flux de 147 de pacienți suspecți, 38 din care au fost confirmați cu COVID, ceea ce constituie 26% și ne dovedește că avem un triaj destul de minuțios. 7 pacienți au fost transferați conform reglementărilor în vigoare prin instituții de nivelul 3 și 21 de pacienți avem acum incluși în tratament. În ceea ce ține de aprovizionarea spitalului, spitalul a fost aprovizionat inițial parțial din resursele proprii, după care am fost aprovizionat de către Ministerul Sănătății un lot impunător și vedem aprovizionarea asta într-un ritm foarte dinamic. Vă mulțumim foarte mult și sperăm că tot așa va continua și mai departe. Am avut un sprijin și din partea fondatorului și din partea primăriei în achiziții de echipamente. Avem un feedback foarte bun din partea populației în termen de donații, inclusiv și donații în termen de bunuri, atât și donații în termen de bani. Deci, la momentul de față, avem practic tot. Avem și medicamente, avem și echipamente de protecție, avem toate procedurile stabilite. Ziua de azi, doamnă ministru, avem un sentiment dublu, pentru că dimineața, zilei de azi, a fost umbrit de un deces, unui pacient de 72 de ani, din suburbia municipiului Cahu, care a fost internat pe data de 12, cu agravare bruscă pe data de 14, ieri a fost intubat, prin coordonare cu domnul profesor Cojocaru a fost corișat tratamentul. Din păcate, dimineața la 5:40 a fost constatat decesul. Dar este și a doilea sentiment mai bucuros. Azi va fi externat primul pacient tratat după testare din Spitalul Raion Alcahu. Totodată avem încă 3 pacienți care acum se află în perioada de testare și se pregătesc pentru externare. Raport finalizat, domnule ministru. Vă mulțumim foarte mult. Spuneți în care e atmosfera în colectivul dumneavoastră. Înțeleg că aveți... Da. Multe sarcini, înțeleg că sentimentele sunt duble, pentru că este într-adevăr dificil atunci când pierzi o viață, dar este și partea respectivă când reușești să salvezi sănătatea cuiva. Doamnă ministru, stăm ca brăduții, înțelegem că alții nu, facem fața și vom fi aici la locul de muncă până la final. Eu am o mică adresare, dacă îmi permiteți, către cetățeni. Suntem în preajma sărbătorilor de Paști, o sărbătoare așteptată de tot creștini, și medici sunt creștini, și credeți-ne că și familiile noastre cu mult ar dori să ne aibă alături de aceste sărbători. Ceea ce practic înțelegem că este imposibil și cel mai mare cadou probabil care așteaptă sistemul de sănătate pe 21 iunie când vom sărbători ziua medicului, asta este responsabilitatea din partea populației, să stăm acasă, astfel încât până atunci să externăm ultimul pacient tratat de COVID. Vă mulțumesc foarte mult!